Bună seara, prieteni ai fotbalului județean, mă bucur că suntem din nou împreună. S-a consumat o nouă etapă în principalul nostru campionat, runda cu numărul 23 și vine rândul nostru de a fi din nou împreună cu reprezentanți de seamă ai acestui eșalon. Și chiar acest cuvânt în această seară, La Liga a reușit așare de plină acoperire pentru că am reușit, prieteni, iată să-l avem invitat pentru vreo 70 de minute, pe Nicușor Mărgărit, finanțatorul Progresului Drăgănești, Londra, Drăgănești, Brebu și iată aici Liga Reușită. Te salut, Nicu, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu putea veni sigur Nicușor Mărgărit, prieten, antrenorul principal al formației din Drăgănești, Daniel Toader. Te salut, Daniel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vorbim de două personalități fotbalistice, prietenii recunoscute așa în județ. Cu precădere, în această ediție de campionat se tot vorbește de Drăgănești. Drăgănești, Drăgănești, Drăgănești. Echipa respectă, iată, un statut foarte, foarte important. Și noi trebuie să începem cu începutul. Cine este Nicușor Mărgărit? Că toată lumea vorbește Drăgănești, Nicușor Mărgărit. Hai să le spunem cine este Nicușor Mărgărit, celor care ne privesc. Nicușor Mărgărit. Totul a început acum 35 de ani, când m-am născut în frumoasa comună Drăgănești. A, deci fiul al satului, al comunei. Fiul al comunei, da. Am început fotbalul la Astra, am continuat la Petrolul, după care fostul... Nicușor, început a fost bun. Astra, fost Petrolul. Bun, da, Astra, vedem Petrolul. Continuarea. Continuarea, din păcate, pentru mine a fost cea scontată, să spunem, la nivel înalt. A urmat mulți ani sub culorile echipei din Drăgănești, sub conducerea domnului Toader. A urmat 10-12 ani în care am fost, cred, un om important pentru echipa din Drăgănești. Când am ales să plec în Anglia, gândul meu întotdeauna a fost că o să vină momentul când o să mă întorc și o să întorc ceva echipei din Drăgănești. Pentru că au fost 10-12 ani foarte frumoși, cu domnul Toader alături. Am avut reușite foarte mari, fotbaliști care au jucat mulți ani la Liga 1, o echipă frumoasă. Din păcate, la un moment dat s-a întrerupt activitatea fotbalistică, s-a reluat cu ajutorul domnului Toader și al băiatului dumneavoastră. Și al subsemnatului. Și al subsemnatului, da. S-a reluat și cu ajutorul lui Nicușor Mărgărit. Așadar, să mergem în partea cealaltă. Cine este Daniel Toader? Un nume cunoscut de asemenea fotbalistic. Dar să trecem puțin cu ani în urmă. Daniel Toader, un nume cunoscut acum, de mulți ani acolo în slujba fotbalului din Drăgănești, implicat și în multe alte proiecte. Așadar, cine este Daniel Toader? Daniel Toader, în primul rând, e un om care iubește fotbalul. L-a iubit întotdeauna și a încercat să facă tot ce poate să se implice în acest fenomen. L-aș corecta un pic pe Nicușor, acum că mi-am adus aminte, el a început fotbalul la Drăgănești ca portar. La 10 ani. Da, 10 ani, da, da. După care a dispărut și a dispărut. Noi încă lucram, făceam selecții, el a plecat la Astra. Și nu numai... Ceva nu i-a plăcut, Daniel, acolo la început? Vrea mai mult, evident. Este foarte clar, el este o persoană extrem de competitivă. Asta este foarte clar. El tot timpul, dacă l-aveam în teren, știam că pe acolo nu are cum să treacă, pentru că el își valorifica calitățile lui. Dorința de a câștiga orice minge, tot timpul se lupta pentru fiecare balon. Mai departe, ce să spun, am fost și eu plecat o perioadă din, din țară. O să ajungem, Daniel, și la, că și tu ai o istorie foarte, foarte frumoasă, din câte cunosc eu. Ai un trecut și un prezent, de altfel, de foarte bună calitate. Deci ai început acolo, la Drăgănești, nu, activitatea? Ai și jucat, Daniel? La Drăgănești, nu. Decât n-am fost un jucător de fotbal foarte talentat. Eram... Muncitor acolo. Muncitor. Util. Util, așa mă consideram eu, da, și... Am jucat foarte puțin. În perioada era colegul meu, domnul Gigi Nicolescu, care la fel are o mare, mare contribuție la ce s-a întâmplat la Drăgănești, de-a lungul anilor, nu prea mă băga. Da. I-am spus după ani, când am devenit colegi. Te mai bag eu acum. Nu. Chiar n-aveam valoare atunci să joc mai sus. Preferam în perioada aceea, era și echipă de juniori unde putea să joace jucătorii seniori care erau suspendați sau care veneau după accidente și preferam să joc acolo 90 de minute. Da, ne întoarcem la Nicușor Mărgărit, veneam și eu și în anii trecuți la Drăgănești și mi-aduc aminte că purtai Nicușor chiar banderola de capitan la un moment dat, acordată de cine altul, Daniel Toader. Da, da, da. A fost un episod foarte important, ținând cont că de la acel moment în echipă erau jucători, fost jucători de Liga 1, Florin Pancovici, Liga 2, Iulian Zaibert, Iulian Vasile. Da, a fost o responsabilitate foarte mare, care cred că la momentul acela m-am descurcat destul de bine în anii petrecuți la Drăgănești. Jucai mijlocaj, nu? Fundaș central. Da, da, da. Făceam cu actualul nostru coleg Marius Matei,
cuplu de fundaș central. Da, da, da. Candorea a trecut acolo. Da, da, da. Era un cuplu solid. Era siguranță, Daniel, cu Cușor Mărgări și Marius Matei acolo în centru apărării? Nu erau probleme. Erau jucători complementari. Foarte bine se completau, se înțelegeau foarte bine. Un stângaș și un dreptaș este cuplu ideal de fundaș central, da. Foarte buni jucători, foarte buni prieteni, se înțelegeau foarte bine. Tot timpul eram liniștit când aveam acolo. Liniștit, da. Da, Nicușor, au trecut oarecum anii, cariera ta a început atât de frumos, după aceea te-ai retras acasă, însă la un moment dat a venit momentul să pleci din țară. Ce te-a mânat să faci acest lucru, Nicușor? A fost momentul în care am crezut că... Tu demarase ceva în țară la acel moment? Adică... Nu demarasem nimic. Munceam undeva, munceam la noi în Drăgănești, la care a fost momentul în care am zis că trebuie să schimb ceva în viața mea, să fac un pas în față. Să vrei mai mult. Să vreau mai mult. Întotdeauna mi-am dorit mai mult. Chiar și în fotbal mi-am dorit mai mult. Din păcate, n-am fost atât de zestrat. Și a trebuit la un moment dat să pun stop. Așa am considerat și acum. Când vezi, băi, stai puțin, că poartă... Nu este ce trebuie. Da, da, da. Acum 6 ani am spus că e un moment să fac un pas în față, dacă îmi doresc să fac ceva cu viața mea. Am ales să iau calea Angliei. A fost ușor, Nicușor, de la început, într-un nou, într-o altă țară. Foarte complicat. Primii 2 ani au fost 2 ani grei. 2 ani grei care i-am trecut bine. Am început toată creșterea mea și evoluția mea. Eu am fost întotdeauna un om foarte competitiv. Dar tot ce a însemnat creșterea mea a fost datorită soției mele. Soția mea fiind o femeie foarte, foarte bună, o femeie care a știut ce a vrut de la viață, care a știut să mă pună pe drumul cel bun și care m-a făcut să fiu omul care sunt azi. Asta e cel mai important pentru mine. Foarte, foarte frumos. Iată ce cuvinte și cred că sunt absolut justificat de prieteni, pentru că Nicușor a ajuns la o situație care, iată, îi permite acum prieteni să fie principalul pilon al acestei activități fotbalistice la Drăgănești. Te gândeai, Daniel, în momentul în care Nicușor a luat calea străinătății la Londra, unde și tu ai fost plecat și vom ajunge la acest episod, că nu peste multă vreme Nicușor va ajunge omul care va susține activitatea la echipa pe care o pregătești? Nu, niciodată nu. Nu, eu întotdeauna mi-am dorit să am un parteneriat cu genul ăsta de oameni care își doresc foarte mult și care au dorința și puterea de a susține fotbalul și de a susține activitatea sportivă. Iar când a venit Nicușor, absolut de nicăieri, ne-am întâlnit la Drăgănești la un meci amical. Da. Ce faci? Ne văzusem de foarte mult timp. Da. Păi mă duc la meci, hai că vin și eu. Și de acolo a pornit totul. Am discutat, am vorbit la telefon. Pe urmă m-a întrebat dacă îi vreau pe frații Oprea și a zis cum adică, cine nu i-ar vrea. Da, da, da. Și a început așa, încet, încet. Și am ajuns unde suntem acum. Am ajuns unde suntem. Deci, Nicușor, când ți-a încolțit ideea asta? Băi, stai puțin, că uite, parcurgând niște ani acolo, începând să câștigi niște bani, e un adevăr ăsta, nu? Da, că nu-ți puteai permite să te implici aici. Și la un moment dat a venit ideea, mă, dar ce ar fi? Echipa intrase într-un pont de umbră la Drăgănești, care a fost mulți ani în Liga Prahova, nu? Da, era la Liga 6-a și, cum a spus și domnul Toader, am venit la un meci amical, am văzut echipa, nu era în cel mai bun moment al ei în Liga 6-a. Dar tu, Nicușor, scuză-mă, de câte ori veneai în țară, nu pierdeai prilejul de a merge nu, la meci. Nu, dacă erau meciuri amicale, chiar dacă aveam 2-3 zile, eram prezent la meci echipe, chiar dacă era unde era în Liga 6-a. Lăsai altele și te duceai la meci. Mă duceam la meci, asta era primordial, pentru că întotdeauna. Chiar dacă am avut și eu un an, doi plecat de la Drăgănești, totdeauna Drăgănești a rămas în inima mea. A fost echipa la care a ținut cel mai mult. După care am purtat anumite discuții cu domnul Toader și l-am întrebat ce putem face, că nu putem să stați la echipă să fim la nivelul care suntem. Și mi-a spus, domnule, am încercat să-i aducem pe frații Oprea, au spus că s-au lăsat. Care am spus, nu e problemă, în două săptămâni aveți la Drăgănești. Da, i aveți la Drăgănești. Nu m-a crezut nimeni. A zis că nimeni a spus, nu o să vină frații Oprea la Liga 6. Deci nu e problemă, o să vină Liga 6-6 luni, pentru că Drăgăneștiul, vă garantez că într-un an de zile maxim o să vină Liga 4. Da, tu, Nicușor, deja când te-ai gândit să te implici, planurile tale deja funcționau. Facem ceva acum pe termen scurt, după care ne gândim clar la viitor. Clar, noi am vrut, i-am spus domnului Toader și le-am spus și la băieți, fraților Oprea, că deviza este Liga 4, cât de repede se poate. Dacă nu reușim, cum am reușit anul acesta cu ajutorul unor oameni, o să reușim în 2 ani de zile fotbalistic. Lotul nostru îl formasem până să iubească oportunitatea retragerii Triumf Poiana Câmpina. Ne creionasem un lot de 5-6 jucători cu care să defilăm la nivelul Ligii a 6. După care, când lucrurile s-au clarificat, în câteva zile am reușit să ne aducem 4-5 jucători. A fost foarte greu, de calitate. Vreau pe această temă să le mulțumesc că au venit lângă mine în vară. Nu multă lume credea în proiectul de la Drăgănești, poate nu multă lume credea în mine.
toți au venit și toți sunt băieți de caracter, foarte, băieți foarte buni. Și fotbal, nu fotbaliști, că e poate un cuvânt mare, jucători de fotbal cu calități. Nu avem pregătire, dar putem să ne luptăm cu orice echipă într-o zi în care băieții sunt la cel mai bun nivel. Da, aici este și meritul lui Daniel Frădoar și poate Daniel, lotul ăsta s-a făcut așa, pe repede înainte. Cred că în perioada erai doar pe telefoane, pe cine mai luăm și evident că selecția se vede acum, Daniel, a fost făcută bine pentru că echipa arată convingător, se poate bate, o arată clasamentul și rezultatele în linii mari cu orice echipă din Liga Prahova. Într-o zi bună putem pune probleme oricărei echipe, categoric. Băieții, le-am mulțumit Nicule, mulțumesc și eu pentru că efectiv în două săptămâni am făcut un lot, iar ei au venit cu inima deschisă, exact cum a zis și Nicușor, chiar înainte de a ști că noi să jucăm în Liga 4. Ei au venit cu inima deschisă la noi și au zis, hai să facem. Cum zicea Nicușor, frații Oprea, cam abandonaseră fotbalul pe teren mare, jucau mai mult pe teren mic, nu erau în cea mai bună formă, nu erau peste tot, dar toți băieți de caracter care au îmbrățișat din start, au zis, proiectul noi am zis inițial, vorbeam cu Nicușor și am zis, hai să punem două, trei echipe sub noi, la început să stăm liniștiți. După care au început să vină rezultatele, ne-am dus pe locul 8-10, nu? Parcă a fost al doilea obiectiv. Totul crește. Obiectivele noastre la început de drum, domnul Toader știe, au fost locurile 9-13. Am discutat cu echipa și le-am spus, important e să fim 9-13 cu o singură condiție, să nu avem emoții. Vă rog, să stăm 9-13. După care lucrurile au evoluat, evoluțiile noastre au fost din ce în ce mai bune, au fost și anumite sincope care nici mie și domnul Toader nu ne-au convenit, eu am discutat cu băieții, le-am explicat. Într-adevăr, și în mare parte au și dreptatea lor. Și noi am ridicat poate standardele. Asta e clar, că și noi le-am ridicat. Văzând că se poate, Nicușor. Văzând că se poate, dar la un moment dat cerând locurile 9-13. Dar evoluția lor ne-a dus în situația în care să împingem puțin limitele. Da, Daniel, Nicușor a fost plecat o perioadă. Este și acum, tu ai fost mai bine ancorat în fotbalul local. Este o adevărată revelație Progresul Dragănești în acest moment, maniera în care se exprimă, faptul că este în clasament pe o poziție confortabilă. În multe partide s-a luptat, așa cum spuneam și tu, de la egal la egal cu parteneri foarte, foarte puternici. Eu zic că da, și așa cum spuneam, dacă ți-amintești după meciul de la Comarnic, noi ne dorim acum să devenim o certitudine, pentru că cuvântul de ordine, am vorbit și cu Nicușor venind spre emisiune, este continuitate. Deci noi vrem ca acest proiect care a început la Drăgănești să continue. Ar fi urât să nu se întâmple lucrurile pe care le dorim și pe care le plănuim de atâta timp și care efectiv ne trezim dimineața și ne culcăm seara în cap, tot timpul avem chestiile astea. Da, e o preocupare foarte, foarte importantă și cu siguranță pentru Nicușor. Un om de afaceri important în acest moment, în Anglia, departe de casă. Faptul că Nicușor îți alogi foarte mult timp și pentru fotbal, împărțind așa timpul, pentru că ești la curent și e normal să fie așa cu tot ce se întâmplă la echipă. Da, vorbesc în fiecare zi pe această temă cu domnul Toader. Zi de zi nu există la ora 8, ora Angliei, ora 10 României, suntem la telefon cel puțin 30-40 de minute, vorbim pe temă fotbal. Zi de zi nu există, de luni până vineri cel puțin, vorbim tot ce înseamnă fotbal. Tot ce înseamnă, înseamnă Drăgănești. Drăgănești oricum nu va muri nici din vară, clar asta, indiferent dacă Consiliul Local Drăgănești, Primăria Drăgănești va veni sau nu alături de noi, vom decurge oricum, pașii vor fi mai departe făcuți. Sunt în discuții cu un om important de afaceri din zonă. Nu, dar ajunge la acest capitol, Nicușor. Hai să te punem așa puțin în dificultate. Discuții permanente cu Daniel Toader, antrenorul, chiar și înainte de meciuri, evident după meciuri. Știm cu toții că omul care plătește, în general, în fotbalul românesc, are și implicații, are niște dorințe, are niște cerințe. Cum este relația asta, Nicușor, mă rog, antrenorul Daniel Toader? Nu există așa ceva. Eu sunt întotdeauna. Nu cred că am spus vreodată, niciodată nu cred că am impus vreun jucător sau să-mi dau cu părerea exact despre vreun jucător. Dar explicați în cer, ai drept. Domnul Toader, da, dar am încredere totală în domnul Toader. Eu dacă am ceva de spus, ca să știți, eu vorbesc, sunt direct unul dintre jucători. Cine mă deranjează? Dacă am o problemă, îi sunt pe mare majoritate dintre ei. Dar fă că nu sunt un lot, adică n-a plecat nimeni. M-au supărat foarte tare după meciul cu Boldești, nu știu. M-au supărat foarte tare pentru că nu neapărat că am luat bătaie cu 5-0. M-a supărat atitudinea lor după ce am primit cartonașul roșu și am luat primul gol. Nu contează că am suntem în 10 oameni, am spus, trebuie să jucăm, trebuie să ne apărăm. Urmau decizii foarte importante după meciul acela. Dacă nu mergeam cu Corășcor să câștigăm, era ceva, eram foarte supărat după acel meci. Pentru că au ieșit niște discuții care nu și aveau rostul. Atât timp cât voi fi la Drăgănești și eu și domnul Toader, se va juca doar și doar pe teren. Nu are nimeni ce să ne dea.
bani. Nu există. Nu avem nevoie de bani nimănui. Putem să... Putem să le dăm noi altora. Nu, să le dăm noi. Putem să ne susținem singuri. Nu avem nevoie. Și nu facem jocurile nimănui. Evident. Nu ne interesează. Speram mult să încurcăm echipele din față. Din păcate pentru noi n-am reușit. Am fost aproape cu Băicoiu. Care, prietenul Vali Lazar, care Vali Lazar, da, ne cunoaștem de 25 de ani și poate multă lume a crezut că o să fie ceva. Nu. Vali Lazar este un antrenor bun, un om de calitate, care în niciun moment nu mi-a spus un cuvânt, nimic mi-a spus, ne aștept la meci dacă vrei să vii, vreau să jucăm pe teren. A spus, o să jucăm pe teren. Îmi pare rău că n-am putut. Din păcate știți cum e fotbalul, greșeala așteaptă. Din păcate a venit din partea noastră. Da, și minutul 82. Daniel, o relație de genul ăsta probabil că nu este ușor de gestionat. Evident că omul care plătește în speță, în cazul de Răgăneștiului Nicușor Mărgăriț, se și supără câteodată. Ți-a fost teamă vreodată că poate evoluția echipei nu va fi la nivelul așteptat și poate Nicușor Mărgăriț să ia o decizie radicală, pentru că ne spunea după acea partidă, se gândea la anumite măsuri. Există oarecum temerea asta undeva? Mă, dacă nu ne ridicăm la nivelul pretențiilor, cine știe ce reacție poate avea omul care plătește? E normal. E normal să te gândești. Bineînțeles, atâta timp cât el mă plătește. Să zicem. Are dreptul să se declare mulțumit sau nemulțumit de serviciile mele, da? Nu, dar legat de continuitate, nu te-ai temut vreodată că, mă, dacă din păcate adunăm 2-3 eșecuri, situația nu este cea bună, poate că Nicușor să spună, băi, Daniele, hai să facem ceva, reducem, nu știu, renunțăm. Da, ce-a fost da, teamă, da, sau te-ai gândit? Da, m-am gândit normal, tot timpul trebuie să gândești, altfel n-ai cum să evoluezi, dacă tu stai liniștit și zici, băi, n-are ce să mi se întâmple. Nu, eu sunt la fel ca el foarte competitiv. Noi am fost, acum suntem bine, dar am fost în perioade lungi în care am fost cu probleme. Eu l-am dat afară, el m-a dat afară și tot așa, adică... amândoi suntem niște nucitari, ca să mă refer. Da. Nu sunt probleme de lot sau de echipă, pentru că noi gândim la fel. Adică el deschide gura și eu deja știu ce vrea să-mi spună și el la fel probabil. Adică vedem lucrurile la fel. Asta e foarte important. Da, la un moment dat. Hai să pune două dificultate pe Nicușor. Cam cu ce patron Nicușor te-ai putea identifica așa? Spune Daniel că au fost și între voi turbulențe, un fel de Adrian Mititelu, Nicolo Napoli sau nu știu, ceva de genul ăsta. Nu. Ceva au mai fost, nu știu, între voi anumite fricțiuni așa de-a lungul. Da, dar din punct de constructive. Vedere... Constructive. Nu, când eram în... Când am jucat eu fotbal, când jucam. Erai mai rebel așa, nu? Oarecum. Da. Au fost anumite momente mai tensionate, să spunem, care, într-un fel, au fost sau nu au fost provocate de noi doi. Au fost în exterior provocate. S-a ajuns la o ceartă, după care eu am părăsit echipa vreo 2 ani, după care am revenit. La momentul acesta nu se pune discuție. Discuția s-a pus după meci cu Boldești doar din punct de vedere al lotului de jucători. Asta a fost supărarea mea. Nu poate domnul Toate să intre în teren. Să-i pună să alerge, vă dați seama. Asta e cel mai important. Băieții au înțeles după acel meci că trebuie să dăm un restart. A fost un joc care ne aveam așteptări mari. Eu personal aveam așteptări mari. Domnul Tore avea așteptări mari. Băieții aveau așteptări mari. Din păcate am luat roșu minutul 4 pe o greșeală de nepermis a unui jucător experimentat. Capitanul echipei. Din păcate asta a fost. A fost meciul ăla, am trecut, Nicușor, și tu l-ai trecut până la urmă cu bine, deci au fost câteva zile în care ai fost așa destul de supărat. Vorbeam, prieten, de etapa cu numărul 23 din principala competiție fotbalistică județeană, Liga Prahova, tocmai obiectul nostru aici la Liga Reușita. Haideți să vedem rezultatele înregistrate în această etapă, câteva scoruri foarte, foarte importante și cu o victorie de asemenea notabilă a echipei din Drăgănești prezent aici. Prin Nicușor Mărgărit și antrenorul Daniel Toader la Brebu, să urmărim rezultatele acestei etape și revenim. Așadar, am văzut, domnilor, rezultatele etapei cu numărul 23. Vom intra, Daniel, mai adânc așa în meniul antrenorului. Însă te întreb, față de alte competitoare, iată, pe care, știu, de multe ori le dominați, jucați cu ele de la egal la egal, pentru tine, ca antrenor, misiunea la Drăgănești este mai delicată. De ce spun asta? Pentru că nu puteți să vă pregătiți.
Este clar că jucătorii au calitate. Ce poate face Daniel Toader în puținul timp petrecut cu jucătorii pentru a stabili toate detaliile partidei care urmează? Daniel Toader, în primul rând, înainte de meciul cu oricare din echipă, încearcă să vadă echipa adversă. Pierd foarte mult timp. Mult mai mult timp decât efectiv îl pierd cu echipa mea, îl pierd cu celelalte echipe urmărindu-le. Că tu ești aici. Iar în momentul când avem meci cu ei, eu știu cam ce joacă și așez. Probabil ai observat, la mine jucătorii se schimbă de multe ori. De exemplu, acum am făcut găselnița asta cu Vali Popescu, pe care joacă nouă fals și care a marcat... O să-l prind și pe Nicușor, cred, de multe ori, cu intențiile tale. Nu, le discutăm înainte. El știe ce am de gând să fac de cele mai multe ori, aproape de cele mai multe ori. Mai sunt și momente în care decid în timpul jocului să fac schimbări în teren. Pentru că eu nu știu cum jucătorii mei au fost înaintea meciului. Poate nu s-au putut odihni, poate au avut o problemă și nu dau randamentul care trebuie. Atunci eu încerc să-l mod de pe un post pe altul și tot timpul fac chestii de genul ăsta, încercând să-i pun în valoare cât mai bine calitățile. Băieții sunt foarte receptivi. Foarte receptivi la chestia asta, pentru că au mai fost situații în care un jucător a zis: eu nu pot să joc acolo, eu nu pot să fac trei cât așa. Nu, hai să încercăm, hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Și cu asta ne-a ieșit cu Vali, care e marcat 5 goluri, nu? 4 goluri în ultimele două meciuri. Da, senzațional. La tine, Daniel, este clar că jucătorii au calitate. Da. Calitatea asta lor fotbalistică îi face să înțeleagă foarte repede ceea ce dorești de la ei. Da. În condițiile în care, cel puțin deocamdată, probabil că viitorul va aduce altceva. Te deranjează, Nicușor, totuși că echipa pe care tu o susții se află de multe ori, nedorit evident, în mijlocul unor controverse. Mă, mai ușor cu aia, mai tare cu aia. Pentru că fotbalul nostru, indiferent de nivel, naște tot fel de supoziții, Nicușor. Da, clar. Asta e un lucru care întotdeauna mi-am dorit să nu fie implicat. Domnul Toader știe exact prea bine echipa, știe exact tot ce mi-am dorit, le-am spus de la început, indiferent de situație, Drăgănești va juca doar pe teren, pentru că nu avem nimic de câștigat. Noi ne dorim să câștigăm toate echipele, ca să fiu sincer cu noastră. Nu există nicio echipă care să ne dorim. Încerăm să câștigăm. La Drăgănești nu există înfrângere și egal. Drăgănești joacă doar la victorie toate meciurile. Așa e, trebuie de în contract la jucătorii. Doar victorie, da. Important este să și putem. Sunt zile când nu putem. Una dintre zile a fost ziua cu Boldești. N-am prins o zi foarte bună. S-a vorbit mult, poate, fotbalul prahovean pe această temă. Și ești la curent cu toate acestea. Sunt la curent, da. Toată lumea a spus că... Și deranjează. Toată lumea a spus că am jucat total diferit cu CSO Boicoi față de cum am jucat cu CSO Boldești. Total eronat. Îmi intru 4 ani la cartonaș roșu. Cum am spus și noastră, suntem o echipă care nu facem pregătire, suntem o echipă care ne bazăm doar pe individualități și pe ce... Pot jucătorii respectivi. Pot jucătorii respectivi din punct de vedere tehnic. Tehnico-tactic, de fapt. Fizic, dacă am putea... Vă dau scris că eram în primele trei echipe, dacă puteam fizic. Fizic nu putem, clar nu putem. Deocamdată nu putem fizic. 2-3 jucători care sunt nativi, cum este Vali Popescu. Vali Popescu este un... care de el puteți să vă trecem la fotbaliști. Da, este da, un da. Jucător care poate face nativ. Da, care poate nativ să și alerge. Doar într-o zi bună, exact da, și da. La Vali. Sunt momente mai are și el anumite... Exact cum a fost dar și Boldești. Dar atunci Nicușor și Daniel ies la rampa alții, pentru că un lot Daniel Toader, nu? Ca antrenor. Nu trebuie să stea, indiferent de echipă, într-un singur jucător, nu? Clar. Și atunci, unul dintre cei de bază, dacă are o zi mai proastă sau este marcat adversar, trebuie să iasă la rampa alții și, din fericire, la Drăgănești chiar ai destui jucători da. Capabili să stabilească soarta unei partide. Toți sunt foarte, foarte buni pentru nivelul ăsta. Sunt foarte buni, sunt foarte disciplinați, sunt foarte altruiști. Câteodată mai avem ceva controverse cu frații Oprea, care sunt gemeni și se înțeleg altfel decât cu ceilalți jucători, dar sunt ai noștri și de câte ori am avut nevoie și au răspuns cum trebuie. Era la un moment dat, Daniel, știu, era o situație în care te-ar fi pus în dificultate, Nicușor, din câte cunosc eu. Anunțai, Nicușor, la un moment dat că vrei să și revii pe gazon. Te gândeai la chestia asta? Da, m-am gândit. Îl puneai în dificultate pe Daniel? Da, nu. A fost o perioadă în care am vrut să trebuie să revin din vara acestui an. Dar am stopat, am spus lucrul ăsta și asta am și cerut echipei. Văzând că echipa arată bine, voi nu mai ai nevoie și de mine. Da, discuția a fost următoare. Au fost ceva discuții și cu jucătorii un pic de o vârstă mai înaintată. Eu am spus clar, vrem la Drăgănești maxim 35 de ani. Dacă vroiam să facem altceva, puteam să intru și eu, dacă era discuție. Nu, vrem să fim o echipă serioasă, o echipă care își dorește să fie competitivă, care are jucători foarte buni, are amintim George Nincă, care a jucat mulți ani la Divizia C. Resuscitat de voi, Vlăduț Badea. Da, fotbaliști importanți care, dacă din punct de vedere fizic
ne punem pe picioare, clar putem să fim o competitoare, competitoare bună pentru toate echipele. Păi deja sunteți, Nicușor, pentru că arată foarte bine Drăgăneștiu. Pentru nimeni, Daniel Toader nu pare și nu este o formalitate acum. Probabil că la început, nu, văzând că, bă, în rapiditate așa s-a făcut un lot, fără pregătire, din mers așa, mulți spuneau, bă, Drăgăneștiu, o echipă accesibilă. Acum, cred că fiecare adversar ia foarte în serios echipa ta. Eu sper să ia în serios, pentru că luându-ne în serios, automat noi simțim respectul lor. Și asta e important pentru noi. Faptul că echipele au început să ne respecte pentru noi e foarte important. Noi la rândul nostru respectăm și tratăm cu toată seriozitatea toate echipele și toate evenimentele legate de fotbal. Din păcate sunt situații în care de nicăieri apar tot felul de discuții, inclusiv la meciul de ieri de la Brebu, în care... Dar știi, Daniel, că din păcate astea au fost și vor fi. Categorii. Este greu categorii. Această, știu eu, ieșire în derizoriu pentru unii nu se va sfârși. Fotbalul naște atât de multă pasiune, inclusiv la acest nivel. Discuții și controverse vor fi întotdeauna. Important este ca ceea ce faci tu, ce faceți voi, să meargă pe aceeași linie, pentru că, încet, dar sigur, ele vor dispare. Văzând, bă, stai puțin, că oamenii aia, astăzi, mâine, poimine, e merg pe o linie consecventă. Exact. Exact asta vrem și noi. Exact asta vrem și noi, să arătăm că noi suntem niște oameni care nu vrem altceva decât duminica să facem ce ne-am dorit toată viața, pentru că drumurile ne-au dus în diverse direcții și poate toți au vrut când eram copii să fim fotbaliști. Nu s-a putut. Hai să ne întâlnim duminică, da. Să facem un lucru care ne place tuturor, să-l facem cu drag, cu zâmbetul pe buze și după aia să bem o bere și să mergem acasă fericiți. Da, prieteni, haideți să vedem și clasamentul acum, după această etapă cu numărul 23, iată că retorul își intră foarte, foarte bine în drepturi, arată bine partea superioară a ierarhiei, cu Progresul Drăgănești pe locul 6, cuvântul de revelație definește foarte bine activitatea acestei echipe. Vedem clasamentul la zi după cele 23 de etape scurse până acum. Așadar, am văzut și clasamentul, arată bine Progresul Drăgănești. Nicușor, eu care umblu alături de Mihai Văcile și mulțumim pe Hasport pentru imagine pe care le avem mai de fiecare dată. Și în partea a doua a emisiunii de astăzi vom vedea golurile celor de la CSO Băicoi. Astăzi nu avem imagini cu Progresul Drăgănești. Mai peste tot pe unde umblăm pe stadioane, numele tău e cunoscut. Bă, Drăgăneștiu, stabilitate, financiar. Se vorbește foarte bine din punctul ăsta de vedere și cred că mulți jucători din peisajul județean ar vrea să vină la Drăgănești. Asta e clar. Lucrurile, din punctul meu de vedere, din vară, alături de domnul Toader, o să încercăm să mai aducem 3-4 jucători. O să încercăm să facem 2 antrenamente, unul obligatoriu. O să încercăm să ridicăm nivelul. O să încercăm să punem alt obiectiv. O să încercăm să ne dorim primele 4 locuri. Dacă Consiliul Local Drăgănești, Primăria Drăgănești, va veni alături de noi cu toată susținerea, clar, vom încerca să ne luptăm la promovare. Nu sunt cuvinte mari. Asta ne dorim, asta îmi doresc eu. Cu da, maxim, până la urmă. Maxim, până la urmă, cu susținerea primăriei. Deocamdată primăria n-a venit lângă noi. Deocamdată, dar nu pare nicușor o nebunie. Eu vorbeam de foarte multe ori și cu Daniel. Daniel, omul care este cel mai implicat acolo, evident, în afară de tine. Este o nebunie, pentru că, realist vorbind, ne uităm la toate echipele alături de care jucați, primării, consilii județene, cel puțin deocamdată, din câte știu eu, nu știu dacă știu chiar foarte bine, tu ești singur. Și ai făcut efortul pentru ca echipa ta să fie la nivelul celorlalte. Cantonament, echipa este bine îmbrăcată, echipa este plătită la zi, echipa are cam tot ce îi trebuie. Doar cu ajutorul unui nebun atât de frumos ca Nicușor Mărgărit. Da, deci când am plecat la drum, mi-am asumat niște lucruri. Mi-am asumat față de băieți, le-am spus, dacă eu am promis ceva, totul se va respecta până la capăt. Nu contează dacă primăria va veni sau nu va veni alături de noi. În urma discuției cu domnul primar, în vara anului 2023, Erau ceva discuții, domnul primar a spus că o să fie lângă noi, este alături de noi material, nu prea a fost alături de noi deocamdată, a fost o parte, dar încă nu este la nivelul la care l-am discutat. Să sperăm că lucrurile se vor îndrepta.
Eu sunt într-o discuție foarte importantă cu un om de afaceri din zonă, care dacă se va materializa următorul pas... Care sunt toate pretențiile? Care sunt toate pretențiile, pentru că tot ce se întâmplă la momentul ăsta nu se întâmplă pentru mine. Multă lume a vorbit, multă lume vorbește că vreau să fiu eu în față. Eu nu-mi doresc nimic, să fiu sincer cu dumneavoastră, nimic. Eu îmi doresc, nimeni nu mai auzi de Drăgănești, de foarte mulți ani. Drăgănești este în prin plan, nu Nicu Mărgărit. Nicu Mărgărit, pur și simplu, eu pot să stau unde sunt liniștit. Dar Nicu, eu care mă ocup foarte, foarte atent de Liga a doua, ceea ce îmi spui tu, este foarte adevărat pentru un important om de afaceri, e care tot așa ține de unul singur, o echipă de Liga a doua, e vorba de cea Claudiu Piatra Neamț, ca și la tine, Nicușo, zice, băi, știi ce zice lumea pe aici? Că eu dau bani la fotbal că vreau să devin primar. Bă, fraților, eu am afacerea mea, nu mă interesează pe mine chestia asta. Dar lumea, când faci un gest de genul ăsta, zice exact cum spuneai și tu, mă, are vreun scop, are ceva, da. Urmărește ceva, nu se poate, că nu dă dragul de a de așa, nu? Clar, același lucru s-a întâmplat și la noi, asta a fost prima întrebare. Nu-mi doresc, chiar nu-mi doresc, nu-mi doresc să mă întorc acasă. Nu este momentul să mă întorc acasă. Unde sunt foarte bine. Și îmi doresc să rămân acolo. Adică să gândești pe toți cei care ar gândi altceva. Altceva, da? Nu-mi doresc. Sunt foarte bine unde sunt, îmi doresc să rămân în Anglia, sunt într-un moment bun al vieții mele, vreau să merg pe aceeași lungime de undă, vreau să fiu fericit cu familia mea, vreau să țin echipa de fotbal, mai departe nu mă interesează, la Drăgănești mă leagă echipa de fotbal și familia mea, părinții mei. În rest, nimic altceva, nu-mi doresc primăria. Primăria are ce se ocupe de ea. Nu-i momentul. Da, dar nu o să fie. Pentru tine și pentru jucători, este o responsabilitate mai mare știind că banii vin de la un om? Clar. Pentru că na, el face bani pentru a-i acorda și la fotbal. Clar. Și eu cred că da, din punctul meu clar, de vedere. Clar, așa este. Este unul din lucrurile pe care le spun destul de des băieților. Și le spun și încerc să-i mobilizez spunându-le că un om din propriul lui buzunar, bani cu care poate să facă orice altceva, vine și susține activitatea fotbalistică. Și realist vorbim, Daniel, acum că suntem aici în cadrul emisiunii și noi discutăm de fiecare dată, spunea cu mare franchețe, băi, eu dacă aș fi în postura asta, vedeți, prieteni, iată ce noblețe de om. Spune eu, dacă eram în postura asta, eu nu făceam gesturile astea pe care le face Nicușor Mărgărit, iar Daniel toate le și spunea lui Nicușor. Nicușor, mai rezervat, te rog, dar Nicușor Mărgărit vrea foarte mult, nu, Daniel? Exact, exact, exact. Deci jucătorii sunt mai responsabili. Da. Știind că banii vin de la cineva care îi plătește din buzunarul lui. Bani munciți. Bani munciți din buzunarul lui, bani pe care orice altceva putea să facă. Și vine și aduce aici la fotbal. Da, Nicușor, ce ai zis? Bă, dacă Băicoiu, Boldeștiu, ceilalți merg în cantonament, bă, trebuie să mergem și noi. Clar asta. Nu există, nu? Asta le-am spus băieților. Cantonamentul ne-a ajutat și din punct de vedere fizic, dar ne-a ajutat foarte mult ca și grup. Suntem un grup, eram un grup unit în turul campionatului, acum suntem un grup frumos, care se respectă între ei, băieți foarte respectoși. În turul campionatului, să vă dau un exemplu, l-am adus pe Vali Popescu. Era foarte stingher. Venea la meciuri, juca, pleca acasă. Mai retras. Mai retras. Da, acum este cu totul schimbat și asta se vede și în evoluțiile din teren. Cred că l-ajută și golurile. L-ajută și golurile, dar... Sau poziția pe care i-a distribuit-o Daniel. Dar el este alt om în grup acum. Glumește, râde. Este total schimbat. Deci suntem o familie. Suntem o familie toți băieții. Avem un grup al nostru separat de domnul Toader, în care glumim. Dar cred că și Daniel are un grup separat de tine, Nicușor. În care glumim și este o atmosferă foarte frumoasă. Chiar înainte de meciul de ieri cu Brebu, în vestiar, o foarte mare... Am fost foarte lejeri, am fost foarte destinși. Poate am crezut cu domnul Toader că sunt prea deconectați. Râdeau, glumeau între ei, dar o atmosferă era foarte bună. Foarte bună atmosferă, foarte bună. Am intrat în minutul 5, am pus stăpânire pe joc. Clar, avem o echipă care, într-o zi bună, v-am spus, se poate lupta cu orice echipă, asta e clar. Plecând de la portar, având doi portari de o valoare foarte bună. Alexandru Tudor, care este... Piticul atomic, zboară din bară în bară. Da. Și ați văzut, prieteni, câteva imagini. Pe mine chiar l-am întrebat, fără să știu, eu care merg cu Mihai Voicile și mulțumim încă o dată pe Hasport la meciuri, zic, mă, ia să mă uite puțin mai atent la portarul ăsta, altora care 34 de ani, nu venea să cred că are 34 de ani, dar Nicușor Daniel, băi, bine și celălalt barbă, nu, dar... Ursea. Băi, dar zboară din bară în bară, are o lejeritate așa, plonjează prin careola pe acolo, pentru mine e incredibilă statura lui, care e foarte mică, Daniel. Atenție, este cel mai înalt din familia lui. Nu glumesc, vorbesc serios? Foarte serios, foarte serios. Iar la următor vreau să-i invităm, da, să dea la vitra, da, de începere, da, de cei din familie. Nicușor poate și amintește, eu când a venit la fotbal copilul ăsta, că l-antrenez de 25 de ani, nu? Da. De la 10 ani? Da. Aproape 25 de ani.
îl țineam cam jumate de antrenament agățat de bară, ca să se mai lungească. Da, da, da. Asta era metoda. Da, el totdeauna... Am mai câștigat un centimetru, cred atunci. Eu cred că am câștigat mai mult de un centimetru, pentru că ți-am zis, la 1,70 m bunicului Dumnezeu să-l odihnească și tatălui, cred că 1,65 m. Da, da. Deci e cel mai înalt din familie. Oriunde mergeam cu el când era junior, băi, dați-l la poartă la asta, că n-are cum să le apere. Are o forță extraordinară în picioare, împinge foarte bine. O tehnică foarte bună. Da, da, da. Observe, și deși nu este șlefuit așa, nu, Daniel, fără niciun fel de... A avut o perioadă de săptămână când a fost la Petrolul în probe și în care a făcut antrenament specific de portar. Dar nu l-a oprit. De ce? Pentru că era prea mic. Da. Da, da, da. Probabil dacă avea 10-15 cm mai mult, îl vedeam și la alte posturi TV, nu doar pe Hasport. Da, da, da. Nicușor, noi folosim de fiecare dată Prilejul Prieteni și demersul pentru care am început această producție, cred eu că este unul generos. Iată ce oameni avem în fața noastră. La toate echipele de Liga Prahova întâlnim astfel de oameni și de aici a fost ideea de a pleca la un drum care va continua, prieteni, după o scurtă pauză, pentru că discuția cu Nicușor Mărgărit și Daniel Toader abia a început. Așadar, o scurtă pauză și ne întoarcem. Așadar, prieteni, revenim în discuția noastră foarte, foarte interesantă cu doi reprezentanți importanți de la ACS Progresul Drăganești, finanțatorul sau, nici nu știu cum să-i spunem, ne reglează el acum, Nicușor Mărgărit și antrenorul principal, Daniel Toader. Apropo de finanțator, tot așa, Nicușor, pentru că noi trebuie să speculăm toate aspectele astea importante care circulă în Liga Prahova. Și ai văzut și tu că sunt la foarte multe echipe, aminteai de Vali Lazar, vorbim de Boldești, vorbim de foarte, foarte multe echipe care au ce scoate în față. Se spune, Nicușor, în mediile fotbalistice că tu ai asigurat plata jucătorilor în avans până la finele campionatului. Cât adevăr este în asta? Da, este foarte adevărat, pentru că la începutul campionatului... Și de ce ai făcut asta? Pentru că la începutul campionatului ne era foarte greu. Nu mai știa nimeni de Drăgănești. Aici era singurul lucru. În afară de frații Oprea și de George Nincă, care țin să-i mulțumesc pe această temă, și Ionuț Crăciun. Și Crăciun, și da. Crăciun. Da. La momentul acela... Toată lumea la orice telefon, toată lumea era, mă gândesc, o să rezervat, o să vorbesc, mai am ceva oferte, mai mă interesez, dar nu știu ce vreți voi să faceți. Nu știa, pur și simplu nu mai știa nimeni nimic de Drăgănești. Singurul moment ca să facem o echipă competitivă, pentru că și rapid, așa. Și rapidă, a fost să plătim niște bani în avans. A spus, dom'le, vină la Drăgănești că îți plătim, nu știu, 10 meciuri, 15 meciuri, ca să vezi că suntem serioși. Pentru că aveam nevoie să închegăm o echipă. Mie nu-mi place să pierd. Să fiu sincer, indiferent, știu că știu să pierd, dar nu-mi place că să sunt pierd. Și momente de genul ăsta, da. Clar asta. Nu sunt genul de om care să facă nuntă după o victorie și mormântare după o înfrângere, dar nici nu-mi place să pierd. Și am încercat cu Toader să facem, cu domnul Toader să facem o echipă competitivă. După ce am reușit, și prin maniera asta. Prin maniera aceasta, pur și simplu nu reușeam să aducem jucătorii. Dacă ai recunoscut la metodele astea, dar Daniel, nu este oarecum dificil și pentru tine, știind că, da, generos, acesta este cuvântul Nicușor Mărgărit, evident și cu implicarea ta, pentru că s-a cerut și ție părerea. A plătit-o jucătorii, nu ți-a fost teamă la un moment dat că, bă, implicarea lor, fiind deja plătiți în avans, nu va fi cea normală? Mi-a fost teamă înainte să-i cunosc. Pe măsură ce după ce am, cum am început să-i cunosc, mi-am dat seama că alegerile au fost corecte. Sunt băieți de caracter, tot timpul am spus chestia asta, pentru că, exact cum ai punctat și tu, putea să ia banii și la revedere, n-au lipsit la niciun meci. Da, calitate și caracter. N-au lipsit la niciun meci, au venit și au dat tot, ce au putut, la momentul respectiv. Da, asta arată că alegerile au fost foarte, foarte, foarte bine. Dar rămânând pe această temă, iată, prietenii... Noi fiind așa mai des de la Drăgănești, aflăm și alte amănunte. Se spune, Daniel, că tu ai refuzat să fii plătit de Nicușor Mărgărit și că nu ai dorit acest lucru, oferind la rândul tău această preocupare, această implicare, tot pentru comunitatea locală din Drăgănești, cât adevăr este aici. Este adevărat, da. Eu nu primesc nimic pentru ceea ce fac. Nu, dar o fac cu drag, da. O fac cu drag și... E, cum să spun eu, felul meu de a ajuta, de a participa la acest proiect. Nici eu, nici președintele nu primește nimic. Toți suntem
Te-am iranic ușor când ai auzit ca antrenorul echipei tale, ca și președintele, domne, noi nu vrem nimic. Da, în condițiile în care fiecare jucător e al meu, vorbind. Da. Ușor, eu nu vin dacă... Da, dacă nu dai bani. Da, a fost o perioadă frumoasă și o perioadă complicată în vara anului trecut. Am realizat toată tranzacția, cu tot schimbul, cu Triumf Poiana Câmpina în decurs de două zile. Să urma înscrierea în campionat și noi încă nu reușeam să finalizăm discuția. Da, domnul Toader, un om foarte implicat, care se ocupă de tot ce înseamnă echipă, tot ce înseamnă terenul de la Drăgănești, absolut tot. Deci tot ce înseamnă echipa de fotbal este doar în pe mâna domnului Toader, care este extraordinar. Dacă băieții vin la ora 10 fără 10 la teren, domnul Toader de la ora 8, terenul tuns, tușat, cele mai bune condiții, ceea ce este de apreciat. Aici este momentul în care din nou revin la primăria și Consiliul Local Drăgănești, care ar trebui să ocupe de terenul de fotbal. Terenul de fotbal și baza noastră, să fiți sincer, aparțin de primărie. Aparțin de primărie. Și este într-o situație foarte... Bine, deplorabil, sincer. Într-o situație puțin delicată și Daniel, care înțeleg că tu lucrezi la primărie, Daniel, sau da, ceva da, de genul ăsta. Da. Adică tu ești între finanțatori care vrea evident mai mult, ești implicat și acolo la primărie, știi probabil că și dumnealor încearcă să facă ceva, tu ești între cele două părți, oarecum. Cu siguranță, eu sunt un om care are încredere în oameni și întotdeauna am zis că dacă s-a pornit la un drum, trebuie să-l facem cum trebuie. Domnul primar, există un proiect acum care pentru o bază sportivă nouă care este pe masa CNI-ului, nu știu când o să vină finanțarea, sperăm cât mai curând, un teren cu 500 de locuri, adică se bune, senzațional, da, se lucrează. Pentru că, să fim sinceri, mie mi-e jenă când o echipă vine la noi, condițiile în care îi primim atâta timp cât nu știu dacă s-a mai avut o investiție în ultimii 20 de ani. Noi încercăm să facem ce putem cu ce avem acolo, da, să-i primim, nu se poate mai să-i mult, primim cum se cuvine, dar că asta e posibilitatea. Așteptăm cu mare încredere noua bază sportivă, cu mare încredere. Și atunci cred că o să mă las de tot. Sper ca până atunci să se inventeze și vaccinul antifotbal ca să poți să scape de microbul ăsta. Pentru că prieten și băiatul lui Daniel, Adi Toader, președintele echipei, președintele Drăgănești, evoluează la o altă grupare, pentru că fotbalistic venea după accidentare și cred că foarte bine a procedat, a mers undeva în zonă pentru a acumula din nou partide și a revenit, de ce nu, în sezonul viitor sub comanda tatălui său. Daniel, un fel de manager general, așa pompos spus, pentru că tu conduci totul, dar în preajma ta ai o serie de oameni de o calitate incontestabilă, nu? Da, echipa mea pardon, aș putea spune echipa din spatele echipei. În primul rând e, pardon, Cosmin Nicodin, care este acum peste tot. E un pic supărat pe noi, dar sper să revină. E omul care e, în afară de faptul că face tot ce trebuie să facă acolo și n-am nicio grijă cu asta, e prietenul fotbaliștilor. Nicușor poate să confirme, în cantonament, le făcea masaj, le făcea incredibil. Pentru că ei să se simtă realmente foarte bine, foarte important. Așa este domnul Florin Chivu, delegatul nostru, care este un om depus la rană și care face lucrurile așa cum trebuie și e tot timpul. Dacă o să-l vedeți, el tot timpul nu poate să stea liniștit, iar la meciul de ture de teren. Am văzut că o să-i dau și o mașină de tun seargă dacă tot se plimbă să facă pe acolo, glumind, bineînțeles. Domnul Chivu și comisarul, nu? Comisarul, da. Cunoscut în mediul fotbalistic drept comisarul. Deci echipa are și un om de siguranță, comisarul, nu s-a întâmplat nimic acolo. Avem un alt domn care ne ajută foarte mult, este socru Marian Savo, a venit cu băiatul la meci. Unul din jucătorii e cu experiență la echipă. Poate cel mai experimentat jucător al nostru, ca și vârstă și ca prezență la Drăgănești, adică el de la junior a stat aproape tot timpul aici, care se numește domnul Ionel... Șogârdea. Cum? Șogârdea. Mi-e greu să... Da, Șogârdea, da. Spun eu, da. Da, mai nou a venit și Marius Matei, care e un câștig pentru noi. El a venit, ar fi vrut să mai joace și nu era rău, din păcate are o problemă cu cartea verde jucând o perioadă prin Elveția. Știi cum era și cu Valentin Egoiță, care a fost prin Irlanda, da. Și echivalarea studiilor de acolo n-a mers în România. Și da. Nu, la el nu e vorba de studii, da, la vorba e de legitimație, da. Și mai sunt oameni care sunt acolo tot timpul lângă noi.
Da, am văzut că era frecvența de spectatori pare să fie una notabilă și evident că omul vine atunci când echipa aude că ea și câștigă. Ne întoarcem puțin, prietena Nicușor Margarită, pe care vom urmări rezumatul partidei dintre CSU Băicoi și echipa din Urlați, Unirea 13-0. Dar înainte de asta ne întoarcem la Nicușor Margarită, pentru că așa este normal, cred eu, la orice emisiune de televiziune, să încercăm să aflăm cât mai multe de la protagoniștii. Nicușor, evident că nu știe mai nimeni, în afară de tine, cât consumi aici la Drăgănești. Dar ce spune soția, Nicușor? Participă și dumneaei, adică îi place nebunia asta ta, spune Nicușor, fii mai temperat. Nu, din punctul de vedere, soția mea este cum v-am spus, este o femeie temperată. Soția mea nici nu poate să fie de acord cu mine, dar nici nu poate să-mi pună stop. Ea știe că iubesc fotbalul. Ca Daniel, la mijloc. Exact, la mijloc. Ea știe că iubesc fotbalul, ea știe că este plăcerea mea. În viață știți cum e, întotdeauna trebuie să ai și plăceri. Dacă ai plăceri, fotbal este o plăcere frumoasă. Nu pot să mai joc, asta e clar. Nu mai pot, m-am îngreșat, e un moment. Dar dacă pot să fac ceva care îmi place, este un lucru care îmi place. Nu are nimic împotrivă cu ce fac. Mă susține, după cum vedeți, vin odată la 3-4 săptămâni în România. Soția mea rămâne în Anglia și ocupându-se de afacerile familiei. Nicușor, cineva trebuie să mai și muncească, doamnă, da? Cineva trebuie să mai și muncească. Asta e clar, da. Da, asta foarte bine a spus, asta mi-a spus și soția mea. Întrebând aseară la telefon, ce faci, cum ești, îmi spune, nu știi ce fac, îți dai seama, ești plecat, nu? Trebuie, da. să mă ocup de tot ce ține de afacerile noastre. Un lucru foarte important, cum v-am spus, am o femeie foarte bună, o femeie care mă susține. Din punctul ăsta de vedere, sunt unde sunt datorită ei, vă spun sincer. Este o femeie care știe ce vrea de la viață și asta e un lucru care m-a făcut și pe mine să fiu unde sunt la momentul acesta. Pe lângă afacerile mele sunt și un manager la cel mai mare importator de produse românești din UK, Marion Trading. Un lucru foarte bun. Un lucru excepțional, ceea ce sper ca și șeful meu din UK să vină și el alături de mine. Îl invităm la oveci și chiar o să referim un problem cu Daniel Toader, prieten, posibilitatea în direct pe PH Sport să dea lovitura de începere a partidei respective când va veni cu Nicușor Margarit. Spuneam, prieteni, discuția este foarte, foarte interesantă și am putea să mergem multe ore cu cei doi invitați, dar deocamdată vă propun să urmărim rezumatul partidei dintre CSU Băicoi și respectiv Unirea Urlați. Ne ajută PH și Sport, ca de fiecare dată una sau două partide transmise. Haideți să vedem imaginele de la partida de la Băicoi, în care echipa pregătită de Vali Lazăr s-a impus cu 13-0. A fost în primul rând o surpriză pentru toți cei de acolo. Vali Lazăr plecat și el în afara țării o perioadă, nu și-a anunțase sosirea chiar la ora partidei. Cu 15 minute înainte de start, Vali Lazăr și-a făcut apariția la teren, iar jucătorii, văzând acest lucru, au dat totul, pentru că la un meci anterior cu cei de la Unirea Cocoroștii Colts, implicarea, se spune, a jucătorilor nu l-a mulțumit pe Vali Lazăr la adăpostul 1-5-1. Acum însă toți au vrut să arate că sunt bine focusați pe joc, a rezultat un scor fluviu, 13-0. Incredibil, doar pe lista marcatorilor fiecare jucător a fost o singură dată. N-a marcat nimeni de două ori, așa, dar au fost 11 marcatori diferiți. Spuneam eu înaintea partidei că mă și ceartă mereu Vali Lazăr pe Fotbal Prahovean, acolo unde eu scriu site-ul nostru de Liga Prahova, îmi permis să ofer și niște pronosticuri legate de ceea ce va urma. Și Vali Lazăr mereu îmi spune, băi, că echipa noastră mereu X, ceva de genul ăsta. Eu vreau să dau și un pic de atractivitate acestor pronosticuri și Vali mereu îmi dă mesaje. Ai văzut că iar ai greșit? Bine, am greșit oarecum voit. Și nu pot să spun că la partida de la Boldej, când am zis Boldej-Băicoi, mă gândeam la un rezultat de egalitate între două formații puternice și Vali Lazăr îmi dă mesaj, ai greșit pronosticul. Am văzut după meci că l-am greșit. Acum nu era niciun fel de emoții, chiar dacă Unirea Urlați arătase bine, chiar în confruntarea de la Drăgănești cu Progresul 1-0, gol venit târziu prin Mircea Stancu, pentru că noi dacă luăm fiecare jucător, astăzi avem Drăgăneștiul, fiecare are o poveste fulminantă când o să ajungem, dacă o să ajungem și foarte probabil, da, cu frații Oprea și cu alții. Mircea Stancu este soldat în garda națională, adică are o menire incredibilă. Și sunt foarte multe povești de genul ăsta, spuneam de Mircea Stancu, cel care a adus punctul victorios pentru Drăgănești în disputa cu Unirea Urlați. După trei partide în care Urlațiul arătase un pic mai bine, chiar dacă folosește Cristi Crângașu doar o echipă eminamente tânără,
știu, nu era problema să facă vreo surpriză la Băiveră. Probabil așa un scor mai strâns, să zicem. E bine, n-a fost cazul. Echipa din Băicoi s-a distanțat 13-0, au marcat la foc automat și a venit pentru Vali Lazar și o veste bună de la Bănești, în care formația locală a învins pe CSU Boldești. Se desprinde, iată, CSU Băicoi. Încet, dar sigur, echipa pregătită de Vali Lazar face o distanță rezonabilă de CSU Boldești, ca și de CSU Vălenii de Munte, și pare parcă din ce în ce mai sigur că trupa lui Vali Lazar va reprezenta județul nostru la barajul de promovare în Liga 3-a. Cu județul Giurgiu, unde și acolo lupta este pasionantă între două echipe, vorbind de FC Bolintin, Malu Vână și respectiv AXI Adunații Copăceni, două echipe puternice și acolo. Exact ca la noi, prieteni, sunt formații care nu sunt situate departe de București, au și ei pe acolo un Nicușor Margărit, la Bolintin, că am fost când au inaugurat baza sportivă și vin destui jucători interesanți, cu trecut chiar de Liga 1, să joace la acest nivel, unde chiar, din câte cunosc, e destul de bine, material vorbind, este și reversul, pentru că cei care sunt chemați acolo și fac foarte bine treaba. Vine foarte multă lume să vadă, nu, astfel de meciuri. Ne întoarcem la CSU Băicoi. Victorie clară, așadar, cu Unirea Urlații 13-0. Unirea Urlați care a avut prima victorie etapa trecută. Din acest punct de vedere, vorbeam cu toți invitații noștri, dacă acest campionat județean, pentru a fi mai puternic și mai atractiv, ar trebui să se desfășoare într-o formulă mai restrânsă. Sunt câteva echipe, cele situate pe ultimele locuri, care nu se pot ridica la nivelul partenerilor și probabil o competiție mai strânsă ar ridica competitivitatea, ceea ce dorim cu toții, să fie și în Liga Prahova, nu? La fiecare dispută un adevărat derby, indiferent că joacă Progresul Drăgănești cu CSU Băicoi sau joacă Drăgăneștiul cu Unirea Urlați. Probabil că mai avem până acolo, dar cei care conduc Asociația Județeană de Fotbal se gândesc pentru viitoarele sezoane să schimbe ceva în organizarea principalului campionat județean, care ne oferă, totuși, etapă de etapă, multe spectacole fotbalistice interesante, cu pregătire formațiile din prima jumătate a întrecerii. Arată foarte, foarte bine, fotbalistic vorbind. Sunt grupări care au fost în cantonamente, care se antrenează, care au adus jucătorii interesanți, ca și Progresul Drăgănești, jucători care vin din București, așa se întâmplă și la alte echipe, ca și la Băicoi, de altfel, care a reușit câteva implanturi serioase. CSU Băicoi, prieten, care l-a dorit în mod deosebit în această iarnă pe chiar Vali Popescu. Nu putea pleca Vali Popescu fără acordul lui Nicușor Margărit. Așadar, am văzut, prietenii, aceste rezumate CSU Băicoi, Unirea Urlații. Ne întoarcem la cei doi interlocutori ai noștri. Agreabile discuție, sunteți de acord cu mine, Nicușor Margărit și Daniel Toader. Așadar, Nicușor, ai venit așa în țară un pic, ai rezolvat mai toate problemele, pleci, dar duminică vei fi cu ochii pe PH Sport, că urmează un meci foarte important cu CSU Câmpina. Doar victoria contează. Întotdeauna doar victoria, indiferent de adversar. Băieții știu asta, domnul Toader știe asta. Drăgăneștiul joacă doar la victorie. Totul ține doar de băieți. Noi ne dorim, clar ne dorim. Ne dorim să rămânem în primele 6 echipe. Este un meci foarte important cu CSU Câmpina. O echipă bună, o echipă care are în componență fost jucători de Liga 1 și Liga 2. Dar Drăgăneștiul vrea doar victoria. La Drăgănești e cuvântul de ordine, este victoria. Am reușit să câștigăm la CSU Câmpina. Este normal că vrem și să câștigăm. Și la noi a fost atunci o desfășurare de forță importantă. Da, da, pe un teren sintetic, care mare parte din jucătorii noștri sunt familiarizați, frații Oprea, Vali Popescu. Hai să jucăm la Câmpina, Nicușor. Da, 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 da. Nu în fiecare zi va fi aceea zi, asta e clar. La Drăgănești, clar va fi un meci foarte greu, dar va fi un meci pe care o să luptăm, clar nu o să cedăm. Clar vrem să ne luăm punctele. La noi acasă vrem să câștigăm toate meciurile. Cum ne-am spus și la băieți, este momentul să ne arătăm adevărata valoare. Da, să confirmăm. Confirmăm, clar asta. O să mai fie și sincope. Dar nu mai doresc sincopele din turul campionatului. Dacă o să fie să ne bată cineva, vreau să ne bată altcineva. Să nu mai ne bată aceleași echipe. Da, și să fie foarte, foarte greu. Dar Daniel, îmi dau seama totuși, și să nu crede cei care se uită la noi acum că este totul lapte și miere la Drăgănești. În niciun caz asta. Nici măcar în relația prietenii Nicușor Margărit, Daniel Toader, pentru că sunt perioade, nu, Daniel, în care Nicușor, din câte știu eu, tu ne poți confirma acum, când echipa pierde, e destul de supărat o perioadă, una, două zile, mai greu de abordat până își revine el puțin așa, nu? Nu sunt. Îl las pe să sune, da. Deci atunci știu că la fel de supărat sunt și eu, da, crede-mă. Da, da, da. Pe mine mă afectează fizic. Și nu e un cuvânt mare. Da, foarte mult și chiar am văzut, da, prieten, și nu este nimic și din comun. Daniel îmi pune foarte mult suflet.
și chiar la o partidă ți s-a făcut rău acolo pe banca de rezerve. Adică sunt chestii inerente, din păcate arată implicarea ta care este la echipa asta din toate punctele de vedere. Da. Deci când nu merge bine, Nicușor, l-aștept să te sune el. Da, o... da, da. E cel mai prudent. Deci cam așa e Nicușor, nu? Hai să spunem și chestia asta. Da, clar. Dar sunt momente când sunt supărat. Eu știu să pierd. Problema e că cum pierdem. Asta le-am spus și eu lor. Nu e o problemă că pierdem meciul. Problema e cum pierdem acel meci. Nu e problemă că ne-a bătut orice echipă. Putea să ne bată și nu erau urlați acasă. Nu era problemă. Erau primele lor 3 puncte. Important era cum pierdeam acel meci. Da, tu vrei ca jucătorii tăi să iasă de pe teren cu fruntea sus, fruntea sus, totul, fruntea, da. Da, am încercat totul. Poate n-a fost o zi în care ne-a ieșit. N-am jucat de rău, nici cum erau urlați. Din păcate, am câștigat greu. Punctele contează. Punctele contează, clar asta. Și dacă se termina egal, au făcut un joc bun. Nu puteam să le spun nimic, clar asta. Dar sunt momente când nu ne ridicăm la nivelul care se așteaptă și ei, clar, și eu. Dar 2-3 zile trebuie să stau liniștit, să văd întâi de ce am eu de făcut, după care le rezolvăm pe aceeași, după aceea. Da, după aceea sunt până următoare, spun asta e viața, mergem înainte, încercăm să facem mai bine. Daniel, nu ți-este teamă, Daniel Toader, totuși, iată, pretențiile crescute ale lui Nico Margarit. Și pare logic, mi se pare logic, când cheltui banii tăi, vrei mai mult. Nu teamă, dar așa precauție, că vrea mai mult oarecum decât se poate în momentul ăsta, sau e nevoie de timp, reperele astea sunt importante. Îl cunosc foarte bine pe Nicu Margarit și știu cum gândește. Deci lucrurile trebuie făcute cât se poate de bine și de repede. Adică nu tărăgăneam prea mult, dar n-am nicio problemă și mie îmi plac provocările și eu sunt la fel ca el. Și eu vreau să fie, chiar nu știu ce zodie ești. Scorpion. Eu sunt leu, nu prea. Da. Din punctul ăsta de vedere. Sunt niște specialiști. Dar iată că această colaborare merge foarte bine, prietenii. Să ne uităm puțin și la programul etapei care urmează, spune Nicușor, de partida importantă pe care o veți vedea, o să o vadă și Nicu la Londra, PPH și Sport, Progresul Drăgănești, CS Câmpina. Haideți să ne uităm împreună la programul generos al etapei care urmează și iată, ne ajungi deja la etapa cu numărul 24. Haideți să privim această rundă. Am văzut așadar programul rundei. Nicușor, finanțare de la Londra, evident că echipa trebuia să joace în tricouri aduse din Anglia, nu? Da, da, da. Echipa joacă în echipamentul de Hull City, echipamentul original de la Hull City. Din vară o să schimbăm echipamentul. Aduce-l de la ce echipă aduce? Watford este orașul în care eu trăiesc, da, parte din Londra. Domnul Toader are deja echipamentul. Va fi un echipament foarte frumos, galben-negru. A, deja l-ai prezentat? Da, da, da. I-am arătat ce echipament o să cumpărăm din vara anului viitor. Am vrut să-l cumpăr înainte de meciul cu Băicoi, dar m-am răzgândit. Adică vrei să apară echipa în tricou de la noi? Da, 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 cu Băicoi. După care ne-am răzgândit, am zis că nu. Domnul Toader a spus, nu-i momentul, avem echipamente, vedem la care exact. Facem cu PH Sport o prezentare frumoasă cu doi jucătorii înainte de startul noului sezon. Da, 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 va fi un echipament... De ultima generație. Da? Exact cum este și celălalt, da. Deosebit, da. Dacă spune Daniel, prieten care și l-a lucrat pe la Londra, l-aș întreba pe Daniel. Daniel, e mai ușor cu domnul Ionuț Negoiță sau cu Nicușor Margarit de lucrat? Eu am lucrat bine cu amândoi. La fel de bine. Cred că e mai ușor cu domnul Ionuț Negoiță, totuși. Pentru că, da, e mai ușor. Un pic. Nu mult. Dar e mai ușor cu Nicușor. Da. Dar pentru că face lucruri care ne place amândorura. Adică, da, domnul Negoiță, Daniel, nu făceai parte din structura fotbal, nu? Lucrai la dumnealui? Nu, eu n-am făcut parte. În schimb, Cosmin Nicodin, despre care ți-am spus, da, a fost o perioadă administrator la baza Subtica de al Dinamo, în perioada aceea. Da, iar tu ai lucrat cu domnul Negoiță, da, dar da, nu pe partea de fotbal. Nu. Și spuneam, prieten, că timpul trece foarte, foarte repede, aveam nevoie de o emisiune mult mai largă pentru a vorbi cu și doi invitații ai noștri. Și tu, Daniel, o perioadă ai lucrat în Anglia, nu? Da. Câțiva ani? 6 ani. 6 ani? Deci Drăgăneștiul la Anglia, asta este afinitatea. Ce ai făcut-o acolo? Sau printre altele? Am fost șofer de autobuz. Era greu la Londra? În Londra? În Londra, da. Greu acolo, Daniel? Șofer? Mai ușor decât în București. Serios? Oamenii sunt mai civilizați. Da, eu nu m-aș fi întors niciodată, ca și Nicu aș fi rămas acolo, doar că la mine e un pic complicat cu familia, a trebuit să mă întors, iau decizii. După 6 ani, deci. După 6 ani, da. Păi pe cine puneam antrenor, Daniel, dacă tu rămâneai la Londra?
De, soluții sunt întotdeauna. Găsea Nicușor pe cineva, dar poate dacă eu rămâneam la Londra nu se mai întâmpla... Da, 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 nu cred că mai începem proiectul. Dar chiar Nicușor, apropo de asta, după ce lumea a văzut așa implicarea ta, se tot vorbește și justificat. Au fost și oameni care ți-au sugerat, băi, să mai aducem un antrenor, hai să mai punem pe cineva pe lângă Daniel. Mă, poate că n-ar fi Daniel, băi, Nicușoare, nu știu. Au fost mai multe discuții. Să spunem acum aici, da, s-a aflat și Daniel. Clar, au fost mai multe discuții și în vara anului, când am început, după ce s-a realizat toată mutarea, au fost discuții, mai multe discuții. Mai mulți oameni m-au sunat și mi-au spus mai multe lucruri. Am spus că sugestii, nu. Idei. Sugestii, idei, poate să vină X, Y, am spus nu, mergem cu Daniel Toader. Și asta, asta a fost și cu finanțatorul care sunt în discuții, aceeași discuție a fost. Rămâne domnul Toader la echipă, ne strângem în vară dacă reușim să batem palma, ne punem la masă, încercăm să aducem 3-4 jucători de valoare pe lângă ce avem, să putem să facem un loc competitiv. Asta e clar. Domnul Toader va rămâne. Asta e clar. Domnul Toader și cu mine vom rămâne. Bă, nu, atenție, Nicușor, fii atent. Spunea Daniel, prietenii, un timp formidabil, credeți-mă, și am plăcerea să-l cunosc de foarte mulți ani. După o partidă, el avea mare dreptate, nu știu, discutam noi acum și Ionel, la echipa asta singura certitudine, Nicușor. De la el în jos, cam toată lumea tremură și avea mare dreptate, nu, Daniel? Da, 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 clar, clar. Băieții care stau la noi vor rămâne cu noi, clar asta. Vor să vină 3-4 jucători care vor fi la nivel mai bun sau la același nivel cu cei care sunt acum, clar vor veni. Lotul nostru de jucători acum nu este foarte lărgit. Ceea ce a fost una dintre greșelile... Asta se vadă și pe bancă, nu? Da, a fost una dintre greșelile mele în această iarnă. Da, ale noastre. Ale noastre, da. Ca să fie adevărat. Daniel, punem din nou în balanță. Ale noastre este evident, din punctul meu de vedere, care mă ocup de fotbal, ca antrenorul, logic, vrea să aibă un loc cât mai competitiv. Pentru asta ne întoarcem la omul care plătește. Ca să ai un loc competitiv și pe bancă, ai nevoie de jucători care, la rândul lor, ar trebui plătiți, nu? Și bun. Atunci, evident că antrenorul vrea jucătorii de calitate. Revenind la ce discutam un pic mai devreme, Nicușor, probabil, dacă orice jucător îi cerea, făcea toate eforturile și îl aducea. Eu am zis să mai, în termeni șoferiști, cum să spun, să mai calce un pic frâna, pentru că efectiv... Mai temperăm puțin așa. Da, să o luăm un pic mai ușor, să ne așezăm bine. Băieții ăștia care avem acum sunt ok. Suntem un pic numeric. Au apărut ceva accidentări... Probleme la serviciu, doar că suntem ok, suntem ok și în momentul când ai presiune și chestii de astea, dificultăți în a stabili asta, te motivează, pe mine mă motivează și atunci încerc să găsesc, să-i așez altfel în teren, să le cer altfel de chestii. Să-i surprind cumva și pe ei și pe adversari. Da, Nicușor, nu ți este teamă într-un fel totuși că sunt anumite legături pe care tu le-ai recunoscut sau lumea fotbalistică le știe cu o serie de jucători. Nu ți-e un pic teamă din partea altora că spun, bă, stai mă puțin că Nicușor are anumite afinități logice de altfel față de unii sau... Au fost ceva discuții, dar toată lumea trebuie să înțeleagă și băieții care sunt la echipă și care poate nu joacă cât și-ar dori ei să joace. Cine joacă la momentul ăsta la Drăgănești, domnul Toader poate să vă confirme, joacă doar pentru că au valoare. Nimeni nu poate să le conteste valoarea jucătorilor care sunt în teren, care sunt la momentul ăsta în teren. În iarnă au fost discuții, domnul Toader știe, poate că și noastră știți, și cu jucători de divizia C. Am încercat să-i aducem la Drăgănești. Sincer îmi doream să-i aduc. N-am reușit. N-am reușit că au rămas la divizia C. Dar Până la vară. Dar ne dorim. Clar ne dorim să aducem jucători buni. Afinitate am pentru anumiti jucători care sunt poate parte din familia mea, cum este și Marian Savu, care după meciul cu Boldești toată lumea a dat în el din peisajul fotbalistic. Nu, Marian Savu este singurul jucător pentru care aș băga mâna în foc. A luat roșu pentru prostia. Da, da, din păcate nu, nici departe de... Asta a fost singurul lucru. Nu, se joacă pe valoare la Drăgănești, nu se joacă pentru că cineva este prieten cu mine. Nu există așa asta. Ceva. Da, și este foarte, foarte important și pentru antrenor. Daniel, noi când vorbim de fotbal o mare, dar coborâm și aici, omogenitatea pare să fie arma de bază. La nivel de conducere, la nivel de antrenor, în speță Daniel Toader, și la nivelul lotului. Astfel că pentru o reprezentație bună stagiunea următoare, n-ar fi nevoie de foarte multe piese, puține, dar de calitate, nu? Grupul actual ar trebui, fotbaliștii vorbind, să rămână. Exact. Exact, așa gândim și noi. 3-4, exact cum a zis Nicușor, 3-4 implanturi, jucători valoroși care să ridice nivelul, deci clar care să ridice nivelul, nu vreau să aducem jucători care să stea pe bancă, jucătorii care să vină, să fie jucători care să se lupte pentru titularitate. Și să-ți plăție probleme legate de titularizare. Să-mi pune mie probleme, eu le-am zis tot timpul, jucați cât puteți de bine. Veniți din postura de titular sau rezervă, intrați în teren și dați-mi probleme. Creați-mi problema, dar nu știi meciul următor cum să încep echipa. Depinde numai de ei.
Trebuie să implice. Nu, eu nu suport ca un jucător care vine de pe bancă să vină doar de pe bancă să fie în teren. Să spună, băi, oricum eu nu intru în calcule, joc și eu câteva minute și... Ca și dovadă ăsta mic care a jucat fundaș dreapta, care a comis faultul cu Băicoiu, Daniel Băjenaru, la un moment dat vrea să se lase de fotbal. A venit după bancă, a jucat foarte bine, primul lui meci ca și titular în retur a fost la Cocorăși Colțul, unde a făcut un meci foarte bun. Mi-a demonstrat că merită. Și de atunci a fost titular, inclusiv ieri a avut un meci fantastic. Da, și iată și știu experiența lui Daniel Toader, pentru că partida aia cu Băicoiu pierdută, în fața unui adversar puternic, CSU Băicoiu totuși, care s-a chinuit la Drăgănești, a fost acea greșeală, să spun, o intervenție nefericită a lui Băjenaru acolo. Și probabil că multă lume, Daniel, s-a așteptat ca în jocul următor tu să faci ceva schimbări. Din contră, iată ce înseamnă să-i dai încredere unui tânăr jucător, nu? De care foarte probabil te vei folosi încă mulți ani de aici încolo, dacă, eu știu, nu va pleca în altă parte. Sau... Nu e chiar atât de tânăr. Da, nici eu? 30 de ani. Arată așa mai da, arată. Bine, eu spuneam și de portar care m-a surprins așa de vârstă. Da. Micușor, așadar, planul este important la Drăgănești și e foarte important pentru toți și implicați ca cel care asigură partea financiară să spună încă de pe acum. Domnilor, vrem mai mult, ne vom implica cu toții mai mult, adică e o liniște pe care tu o oferi deja de acum echipei. Clar, dar și băieții știu asta. Le-am explicat, vorbim și separat, vorbim și cu tot grupul, le-am explicat de la vară, vrem altceva. Va fi clar, sigur, un antrenament obligatoriu. Am încercat în acest retur, nu s-a putut, din păcate. Din vară vor fi două antrenamente, dintre care unul dintre ele obligatoriu. Doar așa se va juca. Și vom face, cu cine va veni lângă mine, vom face o nouă grilă de salarizare, care va fi în funcție de se asume toată lumea și obiectivele care le vom seta la momentul respectiv, în funcție de ce putem să aducem, că aici se învârte totul. Deci, Nicușor, din vară încolo va fi plătit și Daniel și președintele. Da. Deci nu mai acceptă gratis, nu mai plătește Daniel. Nu mai acceptă Nicușor. Repet. Faptul că eu nu vreau niciun bani, e contribuția mea asta. Către comunitate. Și noi acum, nu o să vreau niciun... Nimănui nu strică un ban în plus, dar nu o să vreau adică bani. Adică nu, eu am înțeles că a fost dilema așa, Nicușor vroia să fi plătit în deștept, ai vreo lire. În fine, veți ajunge voi... Veți ajunge voi la un consens. Deci Daniel oarecum ești liniștit, cred eu. Deși ca antrenor nu prea poți fi foarte, foarte sigur. Însă având aceste garanții de la un om pe care îl cunoști, poți gândi bine la proiectul ăsta pentru viitor. Exact. Nicușor ne asigură liniștea și jucătorilor și mie, pentru că e un om rezonabil cu care poți să discuți, care înțelege foarte bine fotbalul, poate mult mai bine decât sunt lucruri pe care le înțelege mult mai bine decât le înțeleg eu. Discuțiile comune între noi doi ne fac să avem același punct de vedere. Sunt foarte liniștit. Da, dar altfel n-ar putea să meargă, nu, Nicușor, dacă n-ați fi pe aceeași lungime, de unde? Clar, nu mai eram unde suntem. Și totul s-a pliat exact cum trebuia. Și băieții sunt pe aceeași lungime de undă, sunt băieți care înțeleg, care ascultă. Toți își doresc, ca să mă înțelegeți, toți vor să câștige, dar sunt momente când chiar nu se poate. Da, uite, mi se pare, Nicușor, că de când a devenit filmul tău Ionuț Oprea, marchează pe bandă rulantă. A contat și chestia asta? E pus acolo, finule, dacă nu marchezi, s-ar putea să mă răzgândesc. Nu, chiar glumesc. Frații Oprea chiar sunt doi jucători foarte valoroși, foarte, foarte valoroși. Puțin mai multă ambiție la George și Drăgăneștiu avea un cuplu de atacanți. George este un pic fricos, asta e singurul lucru impediment. Doar că... Mai da din casă. Doar că Ionuț este într-o formă foarte bună, un fotbalist foarte bun, care marchează. Ratează foarte rar Ionuț, ăsta e unul dintre atourile lui. Pe ce n-ar vrea un atacant de genul ăsta, Daniel? Pentru că noi, dacă noi care vorbim deși de fotbalul mare, întreb la Liga 1, Liga 2, Liga 3, ai și Liga 4, domnule antrenor, ce ai mai dori? Mă, serios, un atacant care marchează. Deci toată lumea caută jucători de genul ăsta, care sunt și greu de găsit, nu? Și noi am căutat atacanți care să marcheze. Mie îmi plac atacanții puternici, atacanții de careu, care gen Sandu, ca să... Da, și de la CSU Băicoi, da. Doar că... chiar vorbeam cu Nicu și la un moment dat ne-am gândit să schimbăm cumva sistemul de joc, să jucăm în 4-2-3-1. Nu avem un atacant de genul care să joace ca pivot. Și atunci am inventat pe ăștia mici, care jucăm contra-atac, jucăm foarte rapizi, foarte tehnici amândoi. Mă refer la momentul actual când joacă Vali Popescu cu Ionuț. Pentru că George nu mai joacă atacant. George joacă mijlocaș lateral, dreapta, și Badea mijlocaș lateral stângaș.
Da, se schimbă pe cei care pot aduce un aport important. Categoric. Și bine, că așa și gândit. Daniel, știm că ești un om căruia îi place disciplina și este foarte, foarte normal. Pentru un jucător de o calitate incontestabilă, antrenorul Daniel Toader mai poate accepta rezonabil, să spunem așa, o ușoară deviere, un moft, ceva de genul ăsta? La moment... Că sunt jucători mai speciali. La momentul ăsta, da. Și o să și dezvolt. Am spus mai devreme că eu vreau când venim la meci duminica să ne întâlnim, să fim bine dispuși, să venim cu zâmbetul pe buze. Din momentul când o să trecem la faza următoare, cu siguranță nu. Toți trebuie să intrăm în același timp. Apropo de chestia cu Dorinel Munteanu, eu am încercat să scot maxim din acele patru zile de cantonament. Și un antrenament de dimineață în China, un antrenament de dimineață, eu am făcut sport și când eram în Anglia. Nu fotbal, sport, da, mergeam la sală. Și antrenamentul de dimineață tonifică toată ziua, ești toată ziua bine, tonifiat și pregătit. Marele câștigat al cantonamentului a fost relația interumană care s-a creat între băieți. Noi am știut de la început la unde mergem. Faptul că am stat și Nicu trei zile cu el. Daniel, și-aș completa și faptul că jucătorii de la echipa ta văd că se fac eforturi mari. Și spuneam puțin mai devreme, cred că trebuie să fii puțin și mai responsabil. Văzând că banii ăștia vin de la cineva, iar acest cineva vrea să ne asigure și nouă condițiile pe care le au ceilalți, care au un buget generos venit de la primărie, de la Consiliul Județean, de la unde vin banii. Iar jucătorii văd și asta. Și este un lucru foarte important. Bă, uite, omul ăsta vrea să ne ofere și nouă. Să ne simțim și noi cu adevărat fotbaliști, nu? Ca și alții. Da. Eu le-am spus că fotbalul e același la orice nivel, dacă îl tratezi cum trebuie. Adică noi să încercăm să fim profesioniști pe cât se poate la nivelul Ligii a 4-a. Adică să venim la pregătiți, să arătăm într-un anume fel, să ne comportăm pe teren și în afara terenului într-un anume fel. Și chestiile astea se pot face. Chestii care contează la imaginea unei echipe competitive. Da. Apropiem prieteni de finalul prezenței aici, a lui Nicușor Mărgărit și Daniel Toader. Daniel întotdeauna la fotbal, meciul care urmează cel mai important. Așadar vine CS Câmpina, o formație, cum spunea și Nicușor, care are în rândurile ei câțiva jucători cunoscuți. La ce să ne așteptăm duminică? La un meci dificil, clar, pentru noi. Suntem conștienți de treaba asta, numai ce a fost în tur. Dar pe care o să-l tratăm cu toată responsabilitatea și cu toată energia pe care o avem. O să jucăm, să câștigăm, clar, asta este obiectivul. Dacă o să putem, o să fie bine, să sperăm că o să putem. Așadar, Nicușor, o vizită rapidă în țară, ai văzut la fața locului partida, băieții ți-au dedicat victoria, te întorci la Londra, vezi meciul de duminică la televizor, lucrurile par să fie foarte clare în continuare, însă așteptările par să fie din partea lui Nicușor Mărgărit din ce în ce mai mari. Clar, asta e și obiectivul care ne-l dorim. Setat, domnul Toader știe, băieții știu, totdeauna mergem doar la victorie, jucăm doar la victorie. Cuvântul înfrângere și egal n-a existat niciodată la Drăgănești când am început. Vrem victorie, clar. Ne așteaptă un meci dificil cu CS Câmpina, dar pe care, cum v-am spus, ne dorim să-l câștigăm. Important e să putem. La ora partidei. La ora partidei să putem, da. Dar clar ne dorim, asta vrem. Vrem să rămânem unde suntem la momentul acesta. Ar fi o realizare, Nicușor, și ultima mea întrebare, locul 6. Pare greu să urci mai clasament, dar clar va fi. Ai fi mulțumit cu locul 6 la finalul campionatului? Da, foarte mulțumit. După cum v-am spus și la începutul emisiunii, obiectivul Drăgăneștiului la început a fost 9-13. Un loc 6 ar fi rodul muncii băieților. Al domnului Toader. Nu este meritul meu, cum v-am spus. Eu n-am niciun merit. Este meritul domnului Toader și al băieților. Pentru că ei au dus echipa. Au fost multe când am fost supărat, dar până la urmă am stat și m-am gândit, domnule, trebuie să fii cerebral. Și am fost cerebral, de-aia am ajuns în situația în care sunt la momentul ăsta. Ei au adus echipa unde suntem acum, n-am adus-o eu neapărat. Și nici domnul Toader, nu contează din punct de vedere financiar, n-are nicio legătură. Ei au adus echipa acolo. Eu au adus-o, ei au făcut cunoscut Drăgăneștiul, ei merită toate aprecierile, nu eu neapărat. Eu sunt undeva în spate, contez foarte puțin. În spate, prietena, pionul principal, evident că este Nicușor Mărgărit, modest, așa cum este bine unui om de anvergură, cum tinde să devină Nicușor Mărgărit. Prietenii, atât în această seară, Nicușor Mărgărit, finanțatorul echipei din Drăgănești, vă promitem împreună cu el că toate detaliile importante înaintea sezonului care urmează alături de Daniel Toader vor fi făcute aici, la Liga Reușită, noutăți importante pentru progresul Drăgănești din vară încolo, însă totdeauna la fotbal contează primul meci. Vom fi cu Mihai Voicele și pe H-Sport la Drăgănești duminică, partida dintre echipa gazdă și CS Câmpina.
Le mulțumesc celor de invitații, vă mulțumesc dumneavoastră, prieteni, care ați fost alături de noi. Mulțumim pentru interesul pe care îl acordați. Emisiunea noastră este clar în creștere și știam de când m-am implicat în acest proiect. Le mulțumesc colegilor din regie, le mulțumesc celor care ne ajută și aștept și pe alții doritori să vină lângă noi, pentru că, spun eu, merită. La revedere, o seară bună, toate cele bune!